Dacă vrei să cumperi coins, intră pe fifaultimateteamcoins.com. Hei, salutare tuturor, bine v-am regăsit la un nou video din De la Zero la Hero sau Zero to Hero, cum vreți voi să-i spunem. După videoul trecut în care am făcut un record absolut pentru mine să dau, sau mai bine spus, cu ajutorul oponentului meu să dăm, spus așa ca și cum a fi fost în echipă, atâtea goluri, 25, și am decis să evoluez toată echipa, am și văzut acolo un coment care a spus acel lucru și am dat dreptate. Am evoluat toată echipa, de câte se bine vede, l-am pus pe acest Jung-ho, un corean care am auzit foarte multe despre el și ar fi o fel de zis revelat, ar fi foarte interesant, de abia aștept să văd cum joacă. Mai ales că am o apărare foarte interesantă, jumate germană, jumate asiatică, așa, Japonia, Corea, știți voi, pam, bidi, bim, 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 ok. Arnold l-am făcut, asta e foarte interesant, tot un jucător de la Schalke, Moting, foarte interesant pentru un LM, spun eu. Și desigur locul lui Kumbela este luat de Di Santo, un jucător de la Werder Bremen. Foarte interesant, spun eu, sper să fie mai bun decât Baster în ultimul match, cel care a făcut un scor incredibil. M-a cam dezamăgit, am dat de multe ori în bară cu el. Nu știu exact care treaba n-are el la finishing sau la aiming, ceva, nu știu exact, pace-ul e bun, overall-ul e bun. Să vedem dacă în meciul acesta își revine, zic eu, să vedem. Oricum, văd că un picuț ține cam mult acest searching, deci vom face o mică pauză și opa, am găsit un oponent deja. Ok, hai să vedem, am găsit un oponent. Doamne ajută să fie la fel de ușor, că văd că n-are chemistry. Hai să vedem. Are un logo foarte interesant. Nu l-am mai văzut până am logo ăla. Les Blues. Ok. Ok. Bun. Hai să ne distrăm. Așa, mă. Hai, numai să nu fie lag. Am așa o vagă impresie că o să fie lag. Sper eu să nu. Oricum, genial a fost meciul trecut. Am râs, m-am distrat. A fost absolut genial. Deja am zis că nici nu mai merită să filmez. Trebuie să pun acea piesă de la Benny Hill și să ne distrăm, frate. Să ne distrăm, dacă mă înțelegeți. Ai, bă, Di Santo, frate. Trebuie să fii pe fază. Stai, ce se întâmplă? E fault? Stai, pe cum m-a faultat? Da, mă! Bă, nu puteai aștepta până intru în careu, frate! Ai! Că cu echipa asta... Oh! Bander! Futu-ți ceapa, mătii! Uee, ce statistici are Futel Ișten! Numai că niciodată n-a fost bun la astea, credeți-mă! Oh! 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 Bander! Ui, ce studolucește capul, putel ai! Puneți-l, frate, pe moți în poartă, că l-a apărat. Ai de pula mea, trebuie să-l pui pe moți în poartă, bă. Și cum ți-a prajut ăsta? Ba nu, că a fost chiar bun, a avut statistici surprinzător de bune, mă. Iala e Pander, este practic LB-ul nostru. Cine știe, poate am mai găsit aici o stea în piatră, spus așa, îmi cer scuze, un diamant în piatră. Sunt un pic fericit că mi-a ieșit această schemă. LOL, Kirkov, el e șeful, îmi place jucătorul, ar trebui să fie bun pentru un jucător de silver rar, ca și apărător, zic eu că ar trebui să facă vrăj acolo unde, pe poziția lui. Na, nu este genial, eu zic, pentru un portar de gradul său de silver rar. Bun, să revenim la nebuniile noastre. Bravo, Leitner. Așa. Bun. Iar la Leitner, îmi cer scuze. Care pot să spun că meciul trecut... Oh, ce fain a dat cu capul! Încă un șut! Pui! Lovitura cu capul și gol! Moting! Super gol, super gol. Din nou, uai ce pressing, uai ce shoot, uai ce faze, super Moting. Își face și el debutul foarte frumos, Pander. Iar acum Moting își fac ambii debutul cu un gol superb, superb, superb. Hai,
Hai, hai, pasează. Perfect. Di Santo! Îmi place numele. Pot să spun că l-am ales pe acest atacant, pe lângă review-uri și toate cele, pentru numele său foarte interesant și pentru că am vrut să iau un alt atacant. Numai când am văzut cât costă, practic, cum să zic, mi s-a îndoit capacul de pe budă când am văzut cât am costă. Era acel negru, Mlapa, pare mi se că, mi se pare, îmi cer scuze, regionalismele astea. Așa, era extrem de scump, Mlapa, parcă era negru, știu, dar era foarte bun, era cotat extrem de bine. Dar, pui mei, cât costa, lol, cât costa, mi s-a îndoit capacul de pe budă, zici că a fost shawarma. Moting, Arnold, nu te lăsa. Pam. Hai mă, așa bine mă distram, mă. Era așa awesome, ia 10.0 Moting, lol. Bun, avem o victorie. Ăla-i Debrețen, ăla-i frate, ăla-i victoria. Poate unii dintre voi ați observat că am primit puțin bănuți, este din cauza că am jucat un match înainte de acesta, vă spun sincer. Doar că a fost tipul ăla, nu știu ce naiba, cred că din America sau cea. Deci a fost un lag, credeți-mă că și el editam, era foarte urât să te uiți la acel video. Am cei care mă înțeleg, cei care nu, sugeți o ceapă. Bun! Avem o victorie, zic eu, o victorie foarte ușoară, bună, facem, cât să zic, o evoluție, hai două evoluții, că tipul și-a și dat disconnect, două evoluții, mai jucăm un match, că totuși este puțin, este prea puțin. Ok, am găsit din nou un adversar, cât că adversarul acesta are statistici mult mai bune decât celălalt adversar, hai să vedem. Ce frumos! Wow, Nastasi, Subotic, Tadic, ce faină echipa! Echipă sârbă! Na, asta da, chemistry frumos aici, colo, jucători interesanți, Tadic super! Super Tadic! Super duper Tadic, mie îmi place jucătorul ăla. Totuși, eu l-aș fi... Ba nu, stai că le croate. Tot timpul îi încurc, îmi cer scuze, nu mă băgați în seamă. O idee ce mi-a venit în cap, bie că l-am spus. Bun, oricum, foarte faină echipa. Și Nastasic, chiar dacă n-are statisticile foarte bune, în Ultimate Team nu știu exact cum joacă acest Nastasic, prima oară când o să-l văd în acțiune. Dar pot să vă spun că în carieră este foarte interesant Nastasic. Evoluează foarte bine de-a lungul timpului. No, nu este un absolut superb evolution, un cartonaș care trebuie să-l cumpărați neapărat, ăla e Varan, se numește, și ăla e CB-ul meu preferat, chiar dacă e francez și urăsc francezii. Este un CB de nota 10, Varan. Bestia! Bieber, luat chiar pula! Bieber, am știut că ratez. Hai, bravo! Hai, bă, Subotic. Na, Subotic ăla e... Ăla-i stâlpul de rezistență. Bă, unde mi-e rezistență? Lua Varnaiba. V-ați dus la bere? Ei, germanii, dracu. Se duc la bere, mă, vedeți, mă? Au zis cuvântul bere, s-a dus stăți. Tot apărarea mi s-a dus, dracu. Op, op, op. Bă, nu mai stă schimba jucătorii, fuchicheaș. Mielț, wow. Oleu, mielț. Văleleu, oalele, fiule. Ei. Na, unde te-ai dus în pis de la măta? La măta am cizdă. Tică ăla, că zici că s-a dus în Honolulu. Honolulu, Ce mă disperă când fazele astea se realizează ce drept. Dacă chiar se duce jucătorul, așa de departe după mingea aia, fuchel ai. Zici că se duce la fabrică să-ți aducă una nouă. Oho! Din nou elemul nostru, Muting, își face apariția, bă! Ai prea tare, bă, bău, pulii mele, Babester, Bieber, fuche chiar Babesterul. No! No! Lol, no! Bravo, Ucida! Ucida, frate, Ucida! Hai de pula mea, ce se întâmplă acolo? Bă, Ucida, te-am ucis!
Ok, stai. Nu. Uiii, fault. Da. Hai, ucida. Bombează, așa, mă. Bine, un pic țintești el când bombezi, ok, man? Hai că-ți dau un kill de orez la final, de dai un gol. Ce un kill? Două kill. Frate, te plătesc în orez, ce pula mea vorbesc. Hai, Di Santo! Di Santo ratează, Di Santo! Dite pula mea, du-te lângă colț și plângi. Dumnezeule, ce șansă fac acolo, mă, la Di Santo, mă. Na, nu-i bai, lasă că trece. Hai, de fapt, nu lasă, că trebuie să dau gol, că e 0-0 și tipul gold rar, gold simplu, tot. Am puține emoții cu el. Mai ales că echipă sârbă. Eu am zis că îmi place ideea ce a avut-o tipul ăsta. O echipă așa sârbă. E foarte frumos, foarte interesant. Mi-aș fi făcut și eu bol. Hai, gol, am dat gol cu Baster Foot. Panaibă, e o minune. E o minune, a schimbat becul în baia din Ghencea. Hai de capul meu, ce gol. Simplist, superb. Cred că ok, grijă, stai că am mus fericit și el, vedeți că... Bă, mielț, futu-ți morțite, știi să prinzi o minge în mână. E ca și cum mai prinde pe nevastă-i sâni. Ai, e capul meu. Oleleu. Hai, e capul meu, am înghețat acolo un moment dat. O, Leitner. Ah, n-ai fă rău, dar un picuț mai tare și mai în mijlocul porții, dacă se poate data viitoare. Dacă nu, îți bagă un hamster în chiloț. Băgat chiar în aia. Așa, hai. Hung cinciaciu. Ho, bravo. Așa. Bun. Oh, fault. Fault, mă. Bă, du-te, mă, morții tăi. Fault acolo, mă. Iar idiotul ăla ce l-am înjurat odată într-un video vreo, cred că, tă video 20 minute, la finalul video l-am fost și de răgușit, eu n-am mai putut. Ei, e pușca ta, e idiot. LOL! Nu! Nu! Nu, Tadic, vai ce emoții am când îl văd acolo scris Tadic, Dumnezeu. Du-te, bă! Bă, deci așa de ușor ai dat foul? Nu! Să-mi bag pula în toată familia ta, 1-1! Cum făceau și naziști, 1-1! Bă, lua chiar pula, mă! Bă, ce pizdă la mea etapă i-am făcut, mă, mi-a dat roșu! Du-te-n pizdă la mea, apărat asta mi-a dat roșu și la tipul ăla care mi-a faultat mai înainte nu mi-a dat nici măcar o lovitură liberă, mâncați așa. Ai de pui mei, roșu! Oi. Asta va fi foarte greu, va trebui să caut un alt jucător de silver pentru acea poziție silver rar. Sau, lăsăm, vedem la finalul meciului. Momentul actual eu sunt cu un CB în minus, este foarte periculos un CB în minus. Ai, shit, că am dat pase. Da, că mi-a reușit. Bun, ăsta e o offside oricum. Nu, sună clopoțelul, și se vede CB-ul minus. Și no, aleleu. Bun. Gata, oai de capul meu, am stat cu cucuruzul în cur. Am câștigat și meciul ăsta, un meci greu. Wow. Wow. Bun. Deci, Kirchhoff a luat roșu. Ok, vom avea aici 4 evoluții. Vom avea 4 evoluții. Minune mare în Ghencea. De fapt, hai facem doar 3. Facem doar 3 evoluții. Ba nu, 4. Am zis 4 să fie. Celălalt am dat multe goluri, a fost amuzant. Tipul a disconectat și când dă disconect, da.
Și acum asta a fost un meci nou, 1-0, da, un pic zgâre tabla, dar totuși a fost echipă mare de gol și toate cele, eu zic că totuși merităm. Dacă era o echipă gen de-a mea, Silver, să câștig numai cu 1-0, ziceam doar o evoluție. Bun, haideți să evoluăm niște jucători, să vedem, poate pică Kirchhoff, care groșu, altfel trebuie să mă complic un pic să văd ce și cum. Vom vedea, hai să vedem ce și cum pică. Revin. Pui, revin.